Ei sunt cei care ajung primii la orice accident, sunt cei care acordă primul ajutor medical celor care uneori se zbat între viață și moarte. Pentru ceea ce fac paramedicii SMURD și pompierii hunedoreni, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au decis că sunt cei mai buni la nivel național. În anul 2013, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara s-a clasat pe primul loc la nivel național în ceea ce privește timpul mediu de răspuns la intervențiile care implică participarea echipajelor de prim ajutor și descarcerare. Echipele hunedorene s-au încadrat într-un timp mediu de răspuns de 7 minute, în timp ce media la nivel național este undeva la 11 minute. De asemenea, trebuie precizat că timpul de răspuns este intervalul scurs din momentul în care este anunțat un eveniment și până în momentul ajungerii echipajelor la locul producerii acelei acțiuni. De asemenea, plasarea strategică a subunităților din județ, dar și autospecialele achiziționate cu sprijinul financiar acordat de Consiliul Județean Hunedoara, au contribuit la câștigarea acestei titulaturi. Este o performanță notabilă, determinată de amplasarea strategică, spunem noi, a subunităților de pompieri în județul Hunedoara, de preocuparea permanentă de înființarea de noi subunități în județ, de îmbunătățirea tehnicii de intervenție care a făcut posibil achiziționarea unor autospeciale ce se deplasează mult mai rapid decât cele vechi și nu în ultimul rând de pregătirea și profesionalismul membrilor echipajelor care intervin la intervențiile de prim ajutor și descarcerare. În anul 2013, echipele hunedorene de prim ajutor și descarcerare au intervenit la peste 7.000 de astfel de cazuri.